O întreagă locuință bătrânească ridicată pe raza localității la județul Suceava, s-a transformat în scrum după ce flăcări violente au cuprins-o în totalitate în doar câteva minute. În ciuda intervenției prompte a pompierilor militari, din casa gospodăriei nu s-a mai ales nimic cercetările efectuate ulterior, stabilind că tone cazul a pornit de la jarul provenit de la coșul de fum deteriorat al unei sobe cu care se încălzea locuința. Chemați în ajutor, la fața locului au intervenit pompieri militari cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurd. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar salvatorii militari au reușit să stingă flăcările înainte ca pârjolul să cuprindă întreaga bătătură, acesta amenințând pe timpul intervenției să se extindă și la șura din gospodărie plină cu baloți de paie.